Am călcat. Doamna Andreea, credeți-mă că nu merge. Ce nu merge? Ceasul. Nu. Și de ce te uiți la el? Am un tic. În obișnuință? Da, chiar un tic să mă uit. Și când nu-l am. Și cât e? Merge bine? 3:30. Ce faceți? Povesteam. De? Subiectul de ieri. Același? Da, bineînțeles că nu l-am dezbătut, Andreea. Și ați reușit să ajungeți la un consens, la ceva? Până nu o să-mi spună băiatul care a spus, a spus, bine, între ghilimele îl terorizează, că îi spun în continuu, să-mi dea numărul, să-mi reglez problema, să rezolv problema. Ce problemă? Ce a spus? A, ce a spus el că trebuie să plece Marius. Bineînțeles, Marius cu capul pleca. Vă tu dați de ce ai mască iar la gură, Marius? Are dinți. Iar? Da. Nu avea ieri? A picat din nou. Deci fiți atent, mi-au căzut aseară. A fost provizoriu? Da, dimineața am fost la dentist, mi-a pus și după 2 ore au căzut din nou. A fost placă cu totul, provizorie. Da. O să-și pune fațete, Andreea, săptămâna viitoare, Doamne ajută. Deci să înțeleg că tu, Bianca, nu ai zis că te-ai văzut cu Livian la hotel, ați stat, v-ați contrazis pe treaba asta, iar Livian... Nu se poate verifica la hotel dacă a lipsit. Foarte. Ce dovadă ai adus tu, că m-am prăpădit? Păi eu ce am zis că... Ce dovadă a fost aia? Nu, a fost dovadă pentru că eu la ora 12 eram la fete în cameră și am întrebat unde se schimbe banii pentru că vrea să plece cu taxi. La ora 12. Unde? Am mesajele pe cineva. Da, să, la ora 12. Noaptea se vadă cu Livian, ea mi-a spus că merge. Faptul că ea mă minte cu... Așa știa să minte. Nu, Andreea, știi ce cred că e mai grav? Că i-a spus Daianei și acum nu recunoaște. Asta zic, asta mă deranjează. Asta e grav. De aici nu, băi, tu mi-ai spus mie în cameră și acum aici vii și spui că nu recunoști. Bine, nu mă interesează, ei nu vreau să recunoască, nu... Treaba ei dacă nu vrea să recunoască, nu vrea să recunoască pentru că e invitația în care e. Logic, nici eu n-aș recunoaște. De ce? E spărțită de mari de 3 luni să mă duc numai pe la hotel. Adică nici eu n-aș recunoaște, e urât, așa că mai bine face cum face. Cine mi-ar fi rușine? Dar poate încearcă să-l cucerească, să-l... aducă înapoi. Pe la hotel. Sigur. Și când reușește, atunci o să... Doamne ajută-le, că pe mine nu mă interesează, Andreea, să fie fericiți, nu-mi pasă mie de relația lor și dacă o să fie sau nu împreună. Fix problema lor. Dar crezi că este o strategie pe care o face Livian asta? Da, este cu Bianca și se le atrage. Doamne Andreea! Fete. Da. Doamne Andreea! Asta este Livian de fapt. Asta spuneai tu, Andreea Piru, ieri. Dar celelalte fete, dacă el încearcă să facă o strategie și să cu Bianca se vadă doar la hotel și cu fetele aici în emisiune, ele oricum știu, adică... Păi acum știu și nu se mai pot răbda. Vă dați seama că se mai pot răbda, nici ea nu mai acceptă și... După cum bine ați văzut, în ultima săptămână s-au apropiat, acum zice că o iubește iar, că nu știu ce, că a văzut că nu-i... Da, chiar a iubit-o tot timpul, nu? Distanțarea de ea a fost o confirmare pentru mine că, într-adevăr... Acum 2-3 săptămâni a spus că nu o iubește deloc. Da, am încercat să-mi auto-induc chestia asta. Nu, a încercat să mintă populația, am înțeles. N-ai reușit. Pe noi. N-a reușit. Ca să se convingă pe el. N-a reușit, Andreea, că noi, adică îl cunoaștem de atâta timp, cel puțin eu. Dar pe cine a încercat el să păcălească? Lumea, telespectatorii sau pe fete? Eu zic că... Că ce? Atunci când s-a aflat despre Bianca cu videourile respective, bineînțeles că a fost rușine. Oricum bărbat și oricum femeia. Păi ai zis că eu le-am adus pirul. I-ar fi rușine. Ai zis că eu le-am adus. A fost ca să te desparți ea. Și băi, rușinos, oricum tu. Deci după ce a apărut... Tu ce ai zis? Bă, hai să vă ce aflu despre că e adevărat ca să poți lăsa. Ce nu a, deci înseamnă că am surse bune. Înseamnă că am surse bune, nu? Bă, dacă ai și la mie, înseamnă că ai și la ea, mă gândesc. Că tu vă știți cunoscut. Nu, dacă am la ea și am descoperit videourile alea, înseamnă că am surse bune. Da. Marius, tu cum te simți în toată ecuația asta? Păi, ieri am vrut să se las, să vedem... Până unde se ajunge. Până unde se ajunge. Dacă eu păteam în retragere, mi-era frică. Bineînțeles. Și cum reacționează fiecare când spune niște chestii. Și acum 4-5 luni, cum mă făceai... Să propriile concluzii. Vezi, e treaba ta, Bianca. Nu, dar acum 4-5 luni, Marius, mă făcea... Păi, fără nicio dovadă, fără nimic. E greșit, dar uite că așa a fost să fie a doua zi. Păi nici măcar au apărut niște chestii cu tine și fără să
Nici măcar nu ai cerut. E, da, aia nu ce-o făcut, ea nu-i prostituție. Nu mi-am cerut scuze pentru că eu am plecat săptămâna aia acasă. Da, dar nu contează, trebuia să ai... Mai grav. Să fac postare publică sau ce? Nu, trebuia să vii la mine, să-mi spui mie. Băi, mi-am camparat, am vorbit. Ca să te doar o să rănesc să... Dar ce-am spus și acum? Am nu mi-a spus. Noi, o greșit că ți-am spus. Eu cred că am zis de-a lungul timpului. I-am spus și lui Livian în privat că am vrut să-mi cer scuze. Ai mers pe supoziții. I-am scris și Andrei, când am văzut videourile alea, eu eram acasă, era weekend, eram în România și i-am scris, te rog frumos, să nu care cumva să... Dai și tu un rol care ai căzut. Adică, ok, nu trebuie să știi tu. Bine, nu mă interesează să spui bine părerea ta. Eu spun ce am făcut, eu nu mă interesează să spui bine părerea ta. Dacă tu crezi sau nu crezi, că tu ești paranoică, dusă la extrem, nu mă interesează. Eu spun ce am făcut eu. Eu în fața lui Dumnezeu sunt în păcat, că știu ce am gândit și ce am spus. Că tu crezi, mă doare fix în cot. Nu, dar ai vorbit în emisiune și cred că... Eu asta spun. Așa că nu mai trageți voi atenția lui Livian, ca să el nu știu ce. Și tu ai făcut aceeași greșeală ca și el, măcar el a auzit de la cineva. Tu n-ai auzit de la nimeni, n-ai trebuit în concluzii. Și eu vreau să spună pe cineva. Eu am auzit de la cineva, dar nu vreau să continui. Nu mă trageți tu acum de limbă când eu nu insist cu un subiect. Dar nu mă interesează. Și noi am auzit de la cineva. Și eu i-am spus. Diferența e că eu spun un nume, dacă îl vrei. Dar pe mine nu mă interesează, pe mine un nume. Okay. Pe mine mă interesează. Eu trebuie să zic eu singură. Deci e greșit că o zis el că i-a spus cineva, dar da, mă, nu, gândiți-vă, dacă v-a zis cineva din cadrul competiției sau așa, era conștient că o să se aducă vorba de el. Păi nu s-a adus. Da, nu păi s-a tocmai. De unde știi că nu aruncă niște acuzații? Marius, zi acel nume. Ai Adrian Iancu, 100%. Poftit? Zi acel nume. Sau no. Cu care m-a certat noni. Nu vreau că nici nu, că nu vreau să le spun numele public. N-am de ce. Ți-l care caută spate. Reclamă, spun în spate când vrea el. Oricum. Poate să sune, o zis că eu nu fac reclamă nimeni. Parcă nu știu. Bag cineva discute. Care m-am certat 100% că nu m-am înțeles cu nimeni. Bianca, nu pune botul, lasă. Dos. E care pasăre moare pe limba ei, gata. Am vorbit. Am vorbit la început. Bianca, am vorbit la început. Da, n-ai cum la 30 de ani, creierul tău e cât o muscă. Bianca, te oprești? Gata. Scârbăliți-mi. Te oprești-te, acum vorbim când să nu se ajungă și iară o dată în ăstea. Tu te-aș pupa la ce-am văzut. Da, continuăm. Totul se spală. Da, corect și asta, dar eu tot n-aș suporta. Doamne, ferească Dumnezeu, ciuța pe oameni. Simțiți finala că se apropie. Da, vreți să spuneți tot ce aveți de spus acum pe ultima sută de metri? Doamne, vreți să vreți, ce vreți cu voi? Adică discuțiile astea trebuiau să aibă loc acum 100.000 de ani, când au fost, când a fost situația. De păi ce nu, dacă, acum? Dacă ai spune de mie că am fost cu nu știu câtă lume, având în vedere, haide, Dumnezeule, ce-o făcut ea. Deja e disperată femeia asta să facă subiect în emisiune. Da, sigur. Deci, săraca sigur. E obsedată să stea să facă materiale în emisiune exact. Asta, da, obsedată da. Să ia și ea un premiu săptămânal. Eu o, cred că tu ești, din ce știu... Băi, uite ce obsedată, așa stau și îmi fac urmile. Din ce mi-aduc eu aminte, tu n-ai mai câștigat din mult timp, așa că nu sunt obsedată. Păi cu ce sunt obsedată? Că eu nu vorbesc despre orice, despre... Dar eu am vorbit de la început. Noapte, eu am vorbit de la început. Ce face ăla, eu am vorbit de la început, fără să știu ce se întâmplă. Vorbești mult, urli în această emisiune în continuu, ești obositoare. Uite-te la tine, uite-te caracterul tău. Tu ești o ieftină. Jos, foarte... Tu vorbești de mine! Nu te vezi, nu te vezi, înțelegi? Nu te vezi. Tu ești... Ce faci tu? Acum ai fost în atât de emisiune. Ești cea mai scârboasă femeie din gata! Gata! Termina! Când vă doamnă, dar este ceva incredibil! Doamne, Andrei, când a zis Berna, nici măcar nu a zis, a făcut semnul numai scârbos. A sărit tătă casa în aer, bă, faci scârbos. Gata! Și acum a folosit voi? Dacă ce scârbos? Aia când e contra voastră, faceți, noi nu suntem. Explodează casa. Noi nu suntem, eu am dovedit că e scârbos la ce-a făcut. Eu pe, exact pe tema aia vorbesc. Pe ce am văzut, ce nu înțelegi? Bine, eu vreau să vorbesc de Paula. Vorbiți mâine dacă vreți și faceți da, ce vreți în lipsa mea. În faceți ce vreți, e, pentru mine e prea mult. Gata. Paula. Da, doamne. Gabi. Da. Hei, răspunde Gabi, vreau să vorbesc pe Paula. Mă uiți stânga dreapta, Gabi. Da, doamne. Aici. Este... Ce ai pe mână? Ce... A, n-am nimic. Cealaltă mână. N-am nimic, doamne. Cealaltă mână. Doamna Andreea, da. La ușa la fete e aerisire. A văzut vizor la ușa. Am ieri, mă. Ați văzut ieri când... Am văzut, da, n-am zis nimic. Îi las pe cei din producție să hotărască pedeapsa pentru tine. N-am nimic, doamna Andreea. Tu știai de toată treaba asta cu Paula? Da, dar nu am nicio treabă. Dacă care nu mai spar pe aici? Eu, ce treabă am? N-am fost în Paula. Păi e de mult! Dacă... A, e de mult? De 3 săptămâni. A, e de acum. Nu știu, eu știu că la
câteva zile sau la o săptămână a vorbit cu ea, știam. După o săptămână după ce ne-am despărțit, păi, am vorbit cu ea. Păi și așa cu bebe meu, ce mai era acolo? La cât de frumoasă e, cred și eu, nu? Îi place. Cum? La cât de frumoasă e Paula, cred și eu că îi place, nu? Nu te cred. Ba. Deci nu cred. Ce invers? Gabi? Da. Ce? Când? Cum? Paula a sunat în producție și a zis că vrea să vină pentru Gabi. Paula? Da, de acum două săptămâni, trei. Da, eu aș prelungi așa, măcar o săptămână, două, să vedem ce cu Paula. Paula, Andreea, mă duc acasă o săptămână. Da. Merg în vacanță și pe aceea vin și cu Paula de mână. Nu, ne. Pe șmecherie. De ce șmecherie? Eu am venit cu propunerea. Eu trăiesc. Bine, doamna Andreea, facem cu ce vacanță. Da. Îți vezi de vacanța ta, da. De toate fetele alea, 1500, 2500 câte sunt. 2000. 2000, așa, da. Cum și Năstase. Și te întorci după vacanța aici. Ia uite, Paula coboară scările. Scările, acolo. Eu, la Diana. Și aici la Diana, Paul. Exact. Măcar o săptămână, două, nu vreți? Da, doamna Andreea, gata. Experiența, așa, să vedem ce se întâmplă. Eu sunt de acord. Da? Da. Zi de Paula, că de Paula cred că a sunat în producție. Da, da. De cât timp vorbiți? Da, Andreea, nu a fost o conversație, adică la total, adică să vorbim în fiecare zi. A fost o conversație mai... Netotal. Pe jumătate. Da, netotală, vorbeam o zi, două, după o săptămână mai vorbeam. Adică n-am vorbit în fiecare zi. Aha. Și cum deci dorește să vină să te cunoască? Ce ai zis? Nu știu, i-am spus. Dor de putere. Dacă i-a zis prea de mic, na. I-am spus că vreau să o cunosc. Puriță, chestii. Dar i-am spus că vreau să merg acasă să o cunosc. Crezi că a văzut ceva din Jador în Gabi, Ela? Că știi că ea l-a plăcut mult pe Jador. A, că mă băgați în subiectul acesta, că nu... Tu spuneai că el îl copiază pe Jador. Nu știu, da, probabil. Se aseamănă? Floarea la piele. Asta-i floarea la piele. Poate că mă vedea ca pe un Jador. Ce? Nu, că Jador uitase și numele ei, adică nu... Nu, nu știu ce să zic. Atunci nu știu cu ce l-aș copia pe Jador. Atâta venin! Nu, nu i-a uitat numele. Nu, chiar nu-l uitase. Aia de la avocatul, nu știa. Mama Andreea, nu l-a uitat. Dar adică nu mă interesează. Mie, după ce mă cer cu ea, vezi că am vorbit cu Jador și mi-a spus că nu mai are... Mesaje să te nu mai are aceeași impresie despre tine. Culci noapte. Adică cum? Totuși mai vorbește cu el. Nu. Vorbește da. Gura fără ea. Aia zic, nu poți să spui că l-ai uitat. Când uiți o persoană... Eu? Da. Dar nu mă, vorbeam de... Zi, Ela, ce-ai spus? Că s-a trezit, că i-a dat... A, nu, chiar nu vreau, nu. Îmi scrie mie niște mesaje și... Păi vezi că verificăm și facem material, dacă nu vrei să repeți. Zi! Nu, am zis că i-am scria, adică vorbea cu mine și vorbeam, povesteam deja doar și chestii și seara se întâlnea cu el. Dar la unde s-au întâlnit? Da. Unde s-au întâlnit? Cum? Așa a fost! Nu ai întrebat, Andreea, că nu mai vreau să zic nimic. I-a uitat. Am mai discutat? Acum se preface că a uitat. Da, probabil. Lipsa ta s-a discutat subiect. Nu, n-a stat, doamne, nu înțeam. Cu cine a stat oare în cameră? Cu Bianca. Și înainte a mai stat cu cineva. Cu Bia, cu Bia, cu Bia, că Bia era cu Mocanu. Și cu Andra. Și cu Andra. Da, dar când s-a întâmplat chestia a fost cu Bia, da, ai dreptate. Da. Gabi, nu mi-ai răspuns de cât timp vorbiți? O săptămână, două, trei? De două săptămâni și un pic. Demonstrează că Paul e real. Da. Acum îl aduc în emisiune direct. Când poza de aia. Dar cu cine ai vorbit din start? Da, v-am spus sincer, aia a fost. Ce-am vorbit cu ea. Da, vorbesc. Da, nu, doamna Andreea, chiar da, și Paul ăsta. Și Piruia. Este un băiat brunet. De la Andreea în sat am înțeles. Da, mă, foarte mult timp mă caută, nu i-a răspuns acum. De la Andreea din comună. Da, unde din comună. Acum vreo 4 răspuns și de acolo de la Andreea. Mă duc cu... Eu mă duc la Nașu și la Nașu. Ramona! Ei! Ce sat? Că nu s-a lăsat! Scuze, oraș sau ce? Nu uita la mine! Paul călător! Hai, lasă vrăjala că zalău e mic! E de câmpia tu! Scuze, Birui! Se ciudă, Gabi? Nu, doamne, să fie sănătoasă, eu... Crezi că e pe interes? Când intră la aici, cred că ești prin ușile alea. Crezi că e pe interes? Nu. Hai mă, că abia ieri a scris. Nu. Nu, vorbește din zilele libere, vorbește de mai multă vreme. Auzi, Gabi, de 3 săptămâni vorbește cu Paula. Ia uite ce față face. O, știu, eu așa serioasă. De câteva zile, eu așa știu. Doamna Andreea, sincer, îi doresc să fie fericită. Când a aplicat băiatul ăsta la emisiune, Simona?
A, dai băgașe? Mi-a scris acum. A, da? Dă să-l văd. De ce? Că nu-i corect, am vorbit de Paula. Bărnat! Ba da! Ba da, ba da, doamna Andreea, chiar vreau să-l și noi. Să nu vreau! Doamna Andreea, vă rog, din tot... Liniște! Nu vreau un exemplu. Oricum eu plec acasă. Da. Ana, ce lează? Să fie un exemplu pentru tinerii care vor să aplice pentru sezonul 3, să aibă model cum să aplice. Cei care ne privesc acum și vor să se înscrie, pentru că nu știu exact cașii... Acum a trimis el poze sau... Să vadă... Pentru ce se scrie? Păi trebuie să trimiți. Adică, păi da, da, asta zic, adică hai să-l dăm pe TV, ca să le arătăm tinerilor care vor să aplice și nu știu cum. Îl omor. Și să vedem exact cum se face video. Bună, mă numesc Xulescu, Trandafirescu, am nu știu câți ani, fac nu știu ce. Poate fac gaură și în el, doamna Andreea. Da, să tu dai acolo în banca ta. Hai să dăm video. Ce? Aplică de... Înțeleg că aplică la emisiune de foarte mult timp, de când ai intrat tu în casă. De când am intrat eu în casă, da. A zis că vrea să vină pentru mine. Dar pentru mine nu vrea să vină, doamna Andreea, ce băiat. Să-i oferim o șansă omului, așa zic. Ce ai, Gabi, deja te-a luat gelozia? Da, vreau să fac o gaură și în el. Hai să termin. Neinteresant. Ba da? Acum te-ai trezit. Acum te-ai trezit. Nu, no, doamna Andreea, chiar vă rog să... Gabi, nu! Mă provoca. Nu! Mă provoca, nu, că așa cum am adus-o pe Berna, așa o aduc și pe băiatul ăsta. Acum! Nu mai zic nimic! Doamna Andreea, să rămână. Da, da, uita, la mine a fost caz fericit. Doamna Andreea, să rămână. Păi, poate și... Păi nu, dar explică-i să tine ce spui așa. De ce spui așa? De ce ameninzi băiatul? De ce vrei să faci? Eu okay, n-are voie și fata n-are voie. E ok. Păi nu, dar dacă... Păi tu cu Paula și ea, nu? Sau cum, că nu înțeleg? Dacă o țiți pe Paula sau o țiți pe el? Nu, 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 prima dată la după el. De ce l-ameninți? Blod. De ce l-ameninți? Nu l-ameninți, am glumit. Gabi, fii atent, că 14 zile poate să stea în izolare, niciun fel de problemă. Chit că intră o săptămână. Chit că intră pentru o săptămână și tot intră, doar să-l vezi. Și două zile de filmare, dacă îl vezi. Doamna Andreea, credeți-mă că vă respect, nu mai amenința. Nu mai amenința. L-ai văzut, știi cum arată? Sărmâna. Nu mă interesează cum arată. Ajutați-l să-și facă o idee. Hai să-l vedem! Hai, da? Mă supăr. Stai acolo să-l vezi. Stai acolo să-l vezi. Hai să-l vedem. Uite, arătăm un exemplu. Zici că n-ai nimic cu... Dar a trimis video sau ce? Da! Am video? Da! Haideți să vedem. Videoul pentru casting. Cum a aplicat el la casting acum nu știu câte luni. Da! Și a tot existat. Pe că n-așa i-a făcut lipeala. Da, da, auzi că de nu știu câte luni tot încearcă. Eu sunt cu băieții care i-aduc în casă. Vezi, stai de când a intrat. 4 luni. Da. A, de 4 luni și ceva. Săracu. Și atunci a aplicat și el, în acea perioadă. Da, cei care vor să aplice pentru sezonul 3, acesta este modelul. Sper să fie un model bun. Da. Care nu știu să aprinde la Gabi. Sper să fie așa. Bun, perfect pentru ea. Crezi că nu la șoptul, dar județul Cluj. Sunt o persoană ambițioasă, cu capul pe umeri, optimistă, cu o gândire pozitivă. Sunt o persoană și romantică, energică. Îmi place să fac fitness. Fac fitness de 5 ani de zile. Am urmărit emisiunea Puterea Dragostea la canal de urmă cu ceva timp în urmă. Din păcate, n-am avut destul timp să mă restu chiar pas cu pas toată emisiunea, pentru că sunt chiar ocupat cu munca, sunt taxat pe fitness foarte mult, pe imaginea mea, pentru că voiam să ajung la anumite concursuri. Am văzut-o pe Diana la emisiunea Puterea Dragostei și aș vrea să o cunosc mai bine. Cam atât. Da. Și că vorbește cu drăguț. Da, doamna Andreea, a văzut-o, nu mai vorbăreți de fel. Vorbăreți? E bun? Nu mai e acum, a văzut-o, a zis bine. Ia stai tu jos. Ce zici, Gabi? Ce să zic? Nu zic nimic. Ia fă-și tu așa. Are și Gabi, nu e fraier. Da, mergi. Doamna Andreea, vă spun o vorbă, degeaba aici, dacă n-ai aici. Avem numărul lui Paul? Doamna Andreea, nu, că eu n-am... De ce să-l sunați? Nu vrei să-l vă cunoaște? Ce te emoționezi, Diana, așa? Hai, de fata! Lasă-ți cum să ne cunoaște. Să vorbiți? Da, da, Andreea, chiar vă rog să-l băgați. Și pe Paula. Și pe Paula, da. Hai să facem, hai să facem un episod următor. Material cu toți. Vreți? Da. Da, eu vreau. Haide. Mâine. Mâine. Ce le-o vreau sau nu?
v-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.